Echipa de tenis de masă din Dubăsari a fost înființată în 1984 și încă de la început a emis pretenții. Echipa condusă de Valeriu Gros a fost împuternicită să găzduiască diferite turnee, printre care și campionatul Uniunii Sovietice. De atunci s-au scurs 31 de ani, iar școala de la Dubăsari continuă să progreseze. Nu degeaba aici vin și sportivi de peste hotare pentru a se perfecționa. Fiecare an au fost așa obștea trudovei rezerve și în fiecare an la noi au fost așa competiții. Și acum la noi vin musafirii din toată lumea. Vin din Coreea, au fost, au fost din Uzbekistan, din Rusia, din Ucraina, România viu iaca. Și noi ne ducem că avem contractele cu clubul Farol de la Constanța și sportivii noștri participă la campionatul României. Mai mulți tenismeni moldoveni au devenit campioni ai României, dar sunt destui care se bucură și de alte succese remarcabile pe arena internațională. Multipla campioană națională Elena Mocrousov s-a impus și în Turcia, Grecia, Spania sau Qatar. Actuala șefa Catedrei Teoria și Metodica Jocurilor de la USEFS a reprezentat cu succes și naționala Moldovei. La Dubăsari a crescut și Olga Blizneț, care a avut un an în 2010 de vis. A ocupat locul 5 la primele Jocuri Olimpice de tineret, desfășurate la Singapore, iar la europenele din Turcia a luat bronzul. Între timp, Olga s-a apucat de antrenorat la școala de la Dubăsari. В роли тренера чувствую себя отлично. Я думаю, что это моё. Mă simt excelent în calitate de antrenoare. Mi-am dorit acest lucru. Lucrez mai mult cu copiii care abia încep să practice tenisul. Avem o generație foarte bună și sper ca sportivii să ajungă să obțină rezultate mai bune ca mine. Se lucrează la tehnică, la tactică, cu mai multe mingi. Copiii se antrenează o dată pe săptămână, iar cei mai mari de două ori, pentru că au un vis, să ajungă la Jocurile Olimpice din 2020, până ai prezentat pe cei care sunt în vogă la ora actuală. Valeriu Grosu și-a adus aminte de o sportivă care a fost aproape de Olimpiada de la Beijing. Elena Mocrousov nu a ajuns la un punct. A jucat la Sevilla, la calificare olimpice și a jucat cu sportivii din Suedia, Ekholm. Și nu a ajuns un punct, că au pierdut așa un meci, a fost destul de greu și pentru calificarea de amul și în partida 7, dacă cine înțelege tenis de masă, a fost la avantaj. Au avut un șans, au condus Elena 9-6, ne-am nu ajuns un punct, două, să ajunge până la Jocuri Olimpice. La 8 ani distanță a venit rândul campionilor ultimei ediții să vorbească despre visul olimpic. Ecaterina Șmiganovskaya și Denis Țărnă sunt cei care domină tenisul de masă la ora actuală. Da, moja zavetna meștata, конечно, попасть на Олимпийские игры. Visul meu este să ajung la Jocurile Olimpice. Sper că școala de la Dubăsari se va bucura de o reprezentant la o asemenea competiție. Tenisul colectiv у нас это получится. Каждый день тренироваться. Cu o muncă asiduă totul este posibil. Тогда все реально. Țărnă Denis are numai 8 ani. Da, joacă foarte bine. Katia are numai 16 ani, dar joacă foarte bine. Iacă sperăm că peste 4 ani să ajungem și la Jocuri Olimpice. Ecaterina Șmiganovskaya a devenit campioană absolută a Moldovei la începutul anului. A câștigat în categoriile de simplu, dublu și dublu mixt. Ecaterina este fiica unei alte foste campioane a Moldovei la tenis de masă, Irina Șmiganovskaya. Я её привела в настольный теннис, да, потому что я уже на тот момент я работала тренером. Am luat-o pe Ecaterina la sală pentru că devenisem antrenoare. Încă de la început juca destul de bine și facem deja mai multe antrenamente. Mi-am dat seama că va deveni o jucătoare bună. Jocul bun al Ecaterinei a fost remarcat și de cei de la Farul Constanța, club pentru care evoluează. Она очень хорошо показывает себя в командных играх в чемпионате Румынии. S-a încadrat foarte bine la echipă și aduce puncte prețioase pentru Farul. Echipa este lideră în campionatul României. Свободное время я гуляю, катаюсь на велосипеде. În timpul liber îmi place să mă plimb, să merg cu bicicleta, să petrec cu prietenii, dar am puțin timp liber pentru că avem antrenamente în fiecare zi. Șef sport. Este dedicat 100% sportului și campionul de ultimii 2 ani, Denis Țărnă. El a dus o bucurie enormă a școlii de la Dubăsari, care vroia să aibă întâietatea și la bărbați. La ultimul campionat, Denis Țărnă a cucerit aurul la individual și la dublu mixt. Sunt născut la Coicova și am început să practic tenisul de masă acolo. Am un mesaj de mulțumire pentru toți antrenorii, în frunte cu Valeriu Grosu, care m-a ajutat mult. La Dubăsari mi-am perfecționat jocul acestui gen de sport foarte dinamic și spectaculos. La ultimul campionat național pe podium a urcat încă o reprezentantă al școlii de tenis de masă din Dubăsari. Este vorba de Serjan Uzer, originar din Turcia. Хочу добиться больших успехов.
Vreau să obțin rezultate mari ca să demonstrez că sunt un jucător bun. Pentru aceasta muncesc foarte mult. Școala de la Dubăsar monitorizează peste 300 de copii care practică în ultimul rând și un mod sănătos de viață. Printre ei este și Demic Ying, de origine asiatică. Sportul este și zdravie. Sportul este sănătate, iar tenisul de masă este un gen de sport care dezvoltă mai multe grupuri de mușchi. Jucătorii de tenis sunt pregătiți și la filiale din Ustia, Cocieri, Dorotskaya și alte sate, iar una dintre misiunile de bază ale școlii din Dubăsar este să crească campioni. Pe toți îi puteți vedea pe 3 mai la Moldova 1, când postul nostru de televiziune va transmite în direct pentru prima dată concursul Press Open Moldova 1, dedicat ziariștilor și celor care scriu, vorbesc și arată tot ce este mai interesant în lumea sportului. Oi.